dezavantaje prin acest dribbling al lui Pulhar, care îl scoate din joc pe Behrami. Centrare, lovitură de cap. Gol! Dinamo! 1-0! 22! Dăciulescu! Prima fază periculoasă și gol. Iată galeria dinamovistă în delir. Minutul 22. 1-0 pentru Dinamo. Revedem această fază cu centrarea excelentă a lui Pulhac și lovitura de cap imparabilă, fără șanse pentru Balota. Iată, spuneam că Dinamo a avut început mai slab, dar iată că la prima acțiune periculoasă, și asta înseamnă de fapt o echipă mare. Iată, 1-0. Cațiu și-a dat în petic. Au fost scandări rasiste la adresa unui jucător de la Panathinaikos. UEFA încă n-a sancționat. Iată, gol! Din păcate, este 1-1 și stadionul este în delir. A înscris cu numărul 5 Mutarelli. Este un infern Stadio Olimpico din Roma în acest moment. Un infern trebuie să fie și pe teren pentru jucătorii lui Dinamo. Gol venit repede după o fază la care Mutarelli a fost liber, tintuit, parcă pe gazon, incapabil să se desprindă din iarbă. A fost acolo oprița omul care îl urmărea pe Mutarelli.